Bun. Stimați colegi, vă mulțumesc că participați la această reuniune a grupurilor reunite ale Ordinii Sociale Liberale, senatori și deputați. Ne aflăm la o lună de la începerea protestului nostru parlamentar și am considerat liderii celor trei partide, liderii Uniunii Sociale Liberale, necesar să avem această primă, această întâlnire pentru a vedea stadiul activității noastre și ceea ce trebuie să facem în perioada următoare. Aș vrea că de la început să vă informez și în mod oficial că în această perioadă de protest parlamentar lucrările Senatului nu s-au ținut absolut deloc, pentru că nu există cvorum, ceea ce se pare că nu-i deranjează foarte tare pe cei de la putere. Nici astăzi nu are loc ședința și probabil nici în zilele următoare. În Camera Deputaților, în modul fraudulos pe care îl cunoașteți deja și îl cunoaște toată opinia publică, deși nu există forum, deși nu se respectă procedurile parlamentare, legea lustrației a fost un moment penibil pe care am putut cel mult să ne amuzăm cu toții, deși nu era neapărat de râs, era de plâns. Activitatea este așa cum o știți. Nu a existat în această perioadă nici un singur semn de dialog, mai puțin dialog cu domnul Hașupi, dar rest, cu cei de la putere, nu a existat absolut niciun semn de dialog și niciun semn de o dorință de a intra în regulile normale ale funcționării unui parlament într-o țară europeană. Ceea ce ați văzut în schimb au fost încălcările evidente ale legilor și ale regulamentelor la investirea guvernului Gureanu, la votarea noului director SIE, la numirea abuzivă în funcții care nu aparțineau puterii, la instituțiile pe care aceștia doresc să le controleze, Consiliul Național al Audiovizualului în special, ca o intenție clară a celor de la PDL și aliaților lor de a controla cea mai rămas din presa independentă din România. Afișe și campanii de calumniere a noastră care au costat câteva milioane de euro la nivel național, sigur, banii ai PDL, probabil plătiți tot din bani publici. Din toate aceste motive, acțiunea noastră a continuat și nu vreau să anticipez, dar vă propune să continue, pentru că obiectivele noastre sunt foarte clare. Am solicitat 4 lucruri pentru reintrarea în normalitate și, evident, la niciun dintre ele nu am primit niciun fel de răspuns. Pentru coaliția actuală de guvernare, coaliție care, în cel mai rău caz, va guverna România până anul anterior, pentru primul ministru aflat în funcție în acest moment, pentru președintele țării nu mai vorbesc, protejarea persoanelor care fraudează voturi, care calcă regulile Parlamentului, care își vând votul și trec din opoziție la putere, este mai importantă decât interesul public și interesul general de a avea un Parlament care să funcționeze conform regulilor democratice. Mai mult decât atât, cred că este obligația noastră în fiecare zi să explicăm oamenilor că cei care refuză dialogul cu noi sunt cei care stau în Parlament, au votat sau, mă rog, au fost de acord cu angajările de răspundere prin care s-au tăiat pensii, s-au tăiat salarii, s-au venit EVA-ul, s-a stricat sistemul de educație din România. Iar ceea ce este de asemenea important este să nu cădem niciodată în campaniile murdare duse de cei de la PDL și de consultanților pe care, sigur, îi cunoaștem destul de bine. Toți parlamentarii Uniunii Sociale Liberale, pot să vorbesc, am vorbit în numele colegilor de la PSD, domnul președinte Antonescu și domnul Constantin, au confirmat că pot să anunț în numele tuturor parlamentarilor USR sumele de bani pe care le mai primesc zilele acestea pentru luna februarie, le vor dona în scopuri umanitare și încercăm în acest fel, să arătăm că nu facem grevă și suntem plătiți, dar să îndreptăm niște bani spre acele zone care au ajuns într-o criză inacceptabilă din cauza măsurilor guvernului și coaliției actuale. Dacă trebuie să donăm banii noștri pentru
fundațiile care ajută pe bolnavii de cancer, este pentru că guvernul trecut și guvernul actual, de fapt cam același lucru, îi lasă pe bolnavii de cancer fără îngrijire. Dacă nu există bani la buget, este pentru că acea corupție instituționalizată de la NAF, VAM, Poliția de Frontieră, este în continuare în funcție și este protejată și de nou prim-ministru, cum a fost protejat de către fostul prim-ministru. Este foarte important să explicăm zi de zi aceste lucruri și este foarte important să nu-i dezamăgim pe oamenii care au ieșit în stradă, pe oamenii care ne-au cerut, să nu fim complici cu cei aflați la putere în încălcarea legilor și a regulamentelor. Mai este un lucru și cu acesta încheie și o să rog și pe colegii mei să vă spună câteva cuvinte și după aceea să discutăm problemele puse pe tapet astăzi. Este problema implicării dumneavoastră a parlamentarilor în alegerile locale. Vreau să fiți conștienți, cum suntem și noi conștienți, că la alegerile locale votul politic pentru USL, un vot între 55 și 60%, nu e aceeași valoare. Acolo aleșii PNL se vor ascunde, fie că se vor vopsi în verde, fie că vor spune că nu știu ce a făcut guvernul lor, vor încerca să se ascundă și să-i păcălească pe oameni, fie în mod direct, pe metoda afinată, vor cumpăra voturi. Dincolo de bătălia candidaților noștri la alegerile locale, este esențial ca dumneavoastră parlamentarii să fiți implicați direct în alegerile locale. Decizia Partidului Social Democrat și, evident, putem să luăm această decizie la nivelul Uniunii Social Liberale, este că toți parlamentarii actuali care, sigur, doresc să candideze în continuare, trebuie să se implice direct și concret în alegerile locale. Cei care își fac datoria și își sprijină aleșii locale, evident, rămân pe colegiile lor, nu se schimbă, nu se iau între PSD și PNL, colegiile actuale, dar cei care nu muncesc și nu vor să se implice în campania de la locale, nu vor fi candidați nici la alegerile generale. Trebuie să înțelegem cu toții, și aleșii locali și parlamentarii, că bătălia cu sistem plin de bani, plin de putere și de aroganță, este o bătălie extrem de grea, că alegerile locale reprezintă primul pas pentru bătălia din toamnă de la alegerile generale și că fiecare dintre noi trebuie să fie implicat în această bătălie, nimeni nu vine la deagala pentru funcție. Acestea erau cele câteva concluzii. Îl rog pe domnul președinte Antonescu, pe domnul președinte Constantin și pe ceilalți după aceea să discutăm aceste probleme și evident să luăm deciziile în sensul propunerii la rapiță. Vă mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc, domnule Ziga. Nu sunt multe de adăugat la lucrurile pe care deja domnul președinte Ponta le-a spus. Cine e cu sunet? De principiu pe care le împărtășim întru totul. În fond, în legătură cu acest protest parlamentar, puterea și propaganda puterii au încercat să dezamorseze mai întâi prin diversiunea legată de divergențe de poziții între noi. Mai moderația, mai radical și așa mai departe. Nu e adevărat, nici o secundă, pozițiile noastre nu au fost divergente, pentru că și PSD, și PNL, și Partidul Conservator, și liderii acestor partide au spus același lucru. Da, este normal să avem în orice moment un dialog și dorim un dialog, dar un dialog autentic, un dialog real cu puterea, în baza unor principii, pe anumite teme și în condiții onorabile democratice. Și am constatat cu toții că, departe de a dori un dialog real, cei de la putere nu încearcă decât, fără a ceda niciun pas de la lucruri și atitudini inacceptabile, să ne dezbine ceea ce nici de această dată nu reușesc. Puterea a constituit și a investit un guvern fără o minimă informare a opoziției. Nu mai vorbesc consultare. Puterea a constituit și a investit un guvern care nu diferă decât prin persoană, prin aparența persoanei, dacă pot spune așa, primul ministru de cel precedent, încălcând și cutume,
inclusiv în viața parlamentară românească, dar și reguli formale ale investirii. Ceea ce trebuie să fie prima grijă, în mod normal, a unui nou prim-ministru. Și anume, o discuție cu opoziția pentru a vedea de ce el a fost investit cu doar jumătate din Parlament. Ce se poate face pentru ca Parlamentul să-și recâștige funcționarea normală și pentru ca opoziția să-și reintre în drepturi, n-a fost vreme de o lună de zile nicio preocupare și nu este nici acum. Primul ministru a aruncat doar o vorbă, întrebat de presă, de fapt, despre un dialog ipotetic pe care l-am dorit și care s-ar putea să aibă loc cândva. Și trebuie să știți cu toții că nici domnului președinte Ponta, nici domnului președinte Constantin, nici mie, nici altor colegi din conducerea partidelor, nu le-a fost făcută formal sau informal, ceea ce oricum era cazul, vreo propunere concretă în legătură cu un dialog, cu o discuție politică serioasă. Absolut niciuna. A doua încercare a fost aceea de a arunca în derizoriu protestul nostru parlamentar, de a face campania penibilă pe care au făcut-o și din toate aceste motive, în fața acestei situații, eu cred că nu e deloc un gest ultraradical, extremist sau nedemocratic să ne continuăm acest protest, să-i conferim în continuare greutate politică și să arătăm tuturor că e vorba de cetățenii acestei țări, că e vorba de putere de adversarii noștri politici, că nu ne jucăm nici de-a greva, că nu suntem parteneri într-o scenetă satirică, ci că am luat o decizie politică fermă, care are semnificație majoră și pe care o continuăm cu seriozitate, cu fermitate, cu consecvență. Asta cred că este, acesta cred că este aliniamentul politic pe care în mod coerent și în mod unitar trebuie să ne situăm. Și sigur că toate argumentele și toate lucrurile pe care le-a afirmat aici înaintea mea Victor Ponta sunt întru totul și în asentimentul meu și al Partidului Național Liberal. Bună ziua! Dincolo de ceea ce s-a spus până acum, cred eu că este important astăzi să ascultăm și dumneavoastră de vedere vis-a-vis de propunerea pe care v-am făcut-o de a continua în forma aceasta de protest. Poate să discutăm și despre motivele care au stat la baza acestei forme de protest în care se află astăzi parlamentarii și social-liberale. Cu toate că ele au fost agreate prin grupurile politice, ale propriului partid, cred că este bine să discutăm astăzi și cu dumneavoastră, pentru că noi credem că niciunul din motivele, cele patru motive principale, n-aș vrea să se creadă că acestea sunt singurele motive pentru care mai există astăzi un dialog la nivelul Parlamentului. Să vedem dacă pe lângă acestea mai adăugăm alte motive. Eu cred că niciunul nu a fost îndeplinit până în momentul de față, ca atare nu există niciun motiv să ne întoarcem la puterea Parlamentului. Mai ales că, așa cum spunea și domnul Hașuchi mai devreme, Parlamentul, puterea actuală nu dorește un dialog permanent, dorește doar semnătura parlamentară de la USB, la votul final, la comisie, nu există o astfel de dorință de a discuta concret, de a dezbate proiectele de legi pe care le propunem. Eu vreau să vă spun două lucruri, că în cadrul biroului politic al Partidului Conservator s-a luat decizia de a continua parlamentarii Partidului Conservator forma de protest. De altă parte, am creat aceeași formulă pe care și PSD-ul înțeleg că astăzi a votat în biroul permanent, de a face campanie electorală cu parlamentarii pe care le avem, cu toate colegii în care ei sunt reprezentanți în țară, reprezentanți în țară de față, mai mult decât atât și acolo unde avem reprezentanți sau oameni care răspunde ar fi pe colegi, el vor trebui să fie aproape de președinții de Consilii Județene Special în campania electorală pe care vom avea în acest an. Dincolo de această formă de protest, cred că este important să discutăm și ce avem de făcut în această perioadă, nu numai faptul că suntem un protest parlamentar, cred eu că poate și trebuie să fie explicat eu fac în fața oamenilor. Cred că în momentul de față avem două acțiuni principale. În primul rând, e o propunere pe care ca în această perioadă de protest să lucrăm la proiectele legislative pe care noi ne propunem să le punem pe masa Parlamentului în momentul în care vom veni la putere și pe
de altă parte, cred că a doua misiune importantă, având în vedere marea mare din dumneavoastră pe rămâne teritoriul în această perioadă, este să explicăm zi de zi oamenilor de ce nu mai există un dialog, de ce nu mai participăm la nivelul Parlamentului la lucrări în momentul de față. Cam acestea sunt lucrurile care cred eu că trebuia să le explicăm, poate un motiv care am discutat mai puțin la nivelul presei în această perioadă, face parte de cele patru, faptul că dialogul și Parlamentul nu mai funcționa încă dinainte de această formă de protest parlamentar, se regăsește la punctul 4, acolo unde parlamentarii puterii au fost invitați prin forma noastră de protest să nu mai stea în plăcea, nu știu să privează o moțiune de cenzură, având în această perioadă situații singulare în funcționarea Parlamentului, ca actorul guvern să nu fie susținut și să rămână în funcție fără niciun, să nu fie susținut de niciun vot în plenul Parlamentului. Cam aceste lucruri. O ultimă propunere și anunț înainte de a mulțumi celor de la presă. Poi bine, pe 7, la ora 12, tot în această sală, toți cei care sunteți interesați și sper că mai mulți dintre dumneavoastră, mai puțin cei care au activitate de pregătire la alegerile locale. Aici avem o întâlnire mare cu sindicate, cu organizațiile guvernamentale. Domnul Băsescu o să stea mai bine în sală. Noi stăm cu oamenii. Cred că până la urmă această delimitare între Băsescu și ai lui și noi cei care ne facem datoria de a discuta cu societatea, cu sindicatele, cu patronatele, cred că trebuie făcută și la modul material, nu doar la modul idei. Mulțumesc celor de la presă și la final vă anunțăm deciziile așa cum au fost.